Evreii din întreaga lume au sărbătorit ieri Anul Nou. Membrii comunității nu s-au abătut de la tradiții, așa că au mâncat mere cu miere, simbolul unui an dulce și îmbelșugat. Evreii din zona de sud-est a țării s-au adunat de această dată la Tulcea, acolo unde s-a renovat de curând sinagoga, lăcaș al cultului mozaic. Eu am fost la Constanța și am văzut sinagoga de acolo și mi-am dat seama că necesită lucrări foarte ample de reparații. Și am zis că dacă reușim să o facem noi înainte, să facem legătura cu evreii din Constanța. La eveniment a participat și președintele comunității evreiești din Constanța, Sorin Lucian Ionescu. Am să mulțumesc încă o dată domnului președinte Feinblatt, pe care am avut plăcerea să mă cunosc acum aproape o lună, când s-a inaugurat această frumoasă sinagogă, s-a redeschis. Sincer să fiu, n-am sperat că atât de repede vom reuși să facem ceva împreună, deși nu ne desparte o distanță foarte mare. Noul an evreiesc are loc la o dată variabilă, între 6 septembrie și 5 octombrie. Calculul pornește de la data tradițională a facerii lumii și este legat și de cel al datei Paștelui evreiesc.